Simulările pentru bacalaureat, o adevărată provocare pentru unii dintre elevii mehedințeni, pentru alții doar o zi de școală mai scurtă. Școlarii de clasa 11-a și a 12-a au susținut astăzi proba la limba și literatura română din cadrul simulării pentru bacalaureat, însă se pare că subiectele au fost unele ce nu au pus probleme elevilor noștri. Cel puțin așa susțin elevii până la aflarea rezultatelor. Subiectele au fost în regulă, mă așteptam la ceva mai accesibil la subiectul 3. Am avut de comentat opera Testament a lui Tudor Arghezi. La subiectul 2 a trebuit să vorbim despre necesitatea competențelor digitale în ziua de astăzi și mi s-a părut la fel un subiect foarte, foarte facil, adică puteai să scrii destul de multe lucruri, un subiect larg. La ce notă te aștepți? Pe la un 9-9-50. Subiectele au fost accesibile, deci m-am așteptat la genul de subiecte care s-au dat, pentru că asta am lucrat și în timpul orelor de română și... Încrezătoare, deci că vei lua o notă mare. Sper. Simularea pentru bacalaureat reprezintă nu doar un mod de a șetala cunoștințele, ci și ținutele, că celevele noastre s-au îmbrăcat ca pentru defilarea pe podium. Ba mai mult, pline de fericire că subiectele nu au fost dificile, școlărițele noastre au împărtășit emoția reușitei cu iubiții lor, ce le așteptau nerăbdători să iasă din sălile de examinare. Acum urmează atât pentru elevii de clasa 11-a, cât și pentru cei de a 12-a, simularea probei la limba maternă, fiind urmată de cea obligatorie a profilului. Vineri, elevii clasei terminale vor susține și proba la alegerea profilului. Rezultatele simulărilor pentru bacalaureat vor fi afișate la finele lui martie, notele netrecându-se în catalog.